Angajații Serviciului Dezvoltare Urbană Slatina din cadrul Primăriei Municipiului continuă acțiunea de curățenie. Sunt luate la rând parcurile, spațiile verzi, dar și copacii de pe străzile orașului. Toate sunt îngrijite și toaletate, ca în fiecare primăvară, pentru a crește sănătos, dar și pentru un aspect frumos al orașului. O mare parte din grădini durează pe toată perioada anului. De exemplu, acum am început plivitul, copilitul, săpălugitul florilor bienale. Această lucrare de întreținere până la retransplantarea altor flori anuale în fiecare lună se întreține. Iar despre toaletările arborilor se face în această perioadă când încă mugurile nu au plecat în vegetație. Până la sfârșitul primăverii, cum să vă spun, în această perioadă. Ce să vă mai pot spune de lucrări? Încercăm să facem toate grădinile de la blocuri să fie cât mai cu multe flori de trandafiri, cât mai verzi pentru un oraș, cât mai curat pentru un ambient mai plăcut și liniștitor, mai ales în parcurile de întreținere și agrement unde omul poate să se delecteze. În anii trecuți, toaletarea copacilor i-a nemulțumit pe unii locuitori ai orașului, care au fost de părere că tăierile sunt exagerate. Inginerul Horticol ne explică procedura. Într-adevăr, am făcut tăieri severe la arborii mai în vârstă, mai bătrâni, care au 50-60 de ani de când s-au plantat, pentru a evita încărcarea acestora cu ramuri supra-solicitate. Au început în mare parte să se usuce, iar eu am intervenit cu această tăiere, cum să vă spun eu, foarte masivă, pentru regenerarea coronamentului și întărirea tulpinii, ca să poată să susțină. Asta nu înseamnă că afectează umbrirea zonei sau, într-adevăr, am distrus acel arbore. În primul an, într-adevăr, vor apărea puțin debili și dezechilibrați, dar urmează ceilalți ani în care vom curăța lăstarii, lacomi și toate și vom reduce coronamentul la fel cum a fost inițial. Deci oamenii să nu se sperie dacă îi mai văd așa curățați și... Sigur, să nu se sperie, pentru că această lucrare se efectuează de ceva ani în Slatina și nu au fost probleme de genul acesta. Până în prezent, angajații de la DUS au finalizat curățenia de primăvară în proporție de peste 70%. În aproximativ 2 săptămâni, acțiunea va fi încheiată. Vor continua apoi întreținerea și amenajările spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor și a trandafirilor de pe străzile orașului.